Protestele iau amploare la Botoșani și angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă au ieșit astăzi în fața instituției. Funcționarii sunt nemulțumiți de salarii. Ei spun că sunt plătiți prea puțin comparativ cu munca grea pe care o depun. Miercuri dimineața, angajații Inspectoratului Teritorial de Muncă din Botoșani s-au alăturat protestelor pe care celelalte instituții din subordinea Ministerului Muncii le desfășoară. Funcționarii au aceleași revendicări, vor salarii mai mari și în concordanță cu nivelul de muncă pe care l-au. Problemele noastre coincid în mare parte cu problemele colegilor de la celelalte unități subordonate Ministerului Muncii sau în coordonarea Ministerului Muncii. Faptul că până acum nu am ieșit nu înseamnă că noi nu le avem. Avem aceleași probleme, ba chiar câteva în plus. Dincolo de revendicările salariale, în conformitate cu complexitatea muncii, cu importanța muncii, pentru că fac o paranteză, și noi punem umărul la diminuarea evaziunii fiscale prin faptul că simpla prezență a noastră sau în control determină încheierea contractelor individuale de muncă și plata contribuțiilor sociale sau și partea mai puțin plăcută, pecuniară, a amenzilor contravenționale aplicate. Noi nu suntem o categorie iubită, ca să zic așa, de către angajatori. Cine este bucuros să vină să te controleze, eventual să-ți dispună măsuri și să mai fii și sancționat. Dar faptul că până acum nu am ieșit nu înseamnă că nu avem aceste probleme. Eu fac parte din personalul contractual, suntem 5-6 colegi care lucrăm. Eu de obicei sunt pe postul de arhivă. Dar pe lângă această situație, salariul este foarte mic, un salariu. Am și pregătire normală în domeniu, fac și parte electrică, și parte sanitară, și tot ce este în cadrul unității. Deci toate. Ceea ce mă nemulțumește situația actuală a salarizării, atât a mea cât și a colegilor mei din cadrul compartimentului din care fac parte, în special a personalului contractual. Deci noi trebuie să avem aceleași drepturi ca și ceilalți la alte unități, la alte ITM-uri din țară. Mă uitam, este o diferență foarte mare dintre un angajat pe post de arhivar la noi și alta diferența pe Neamț, pe Suceava, pe Bacău. Activitatea la ITM a fost întreruptă până la ora 10 ca urmare a acțiunii de pichetare. Din partea inspectoratului susținere pentru acest demers și normal, ca și colegii mei, sperăm spre o rezolvare benefică pentru fiecare dintre noi. Astfel de proteste au mai avut loc tot miercuri dimineață și la Casa Județeană de Pensii, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială.